Autoritățile județene fac primii pași concreți pentru realizarea unei noi maternități pentru Spitalul Județean din Timișoara. Contractul de finanțare a fost semnat și până în primăvara viitoare, studiul de fezabilitate trebuie întocmit, pentru ca apoi să fie semnat contractul pentru proiectul tehnic. Consiliul Județean Timiș a accesat fonduri nerambursabile pentru noua clinică de obstetrică și ginecologie, alături de autoritățile din Szeged, Ungaria. Astfel, prin programul de cooperare transfrontalieră, în Timiș vor ajunge 12 milioane de euro pentru ridicarea maternității. Este un moment important datorită faptului că lansăm un proiect strategic de care cred că se vorbește de peste aproximativ 10 ani de zile și anume construcția unei noi clinici de obstetrică ginecologie în Timișoara. Liderul de proiect este Consiliul Județean, care are și ca responsabilitate realizarea studiului de fezabilitate, proiectului și construcției propriu-zise. Partenerii noștri din România, Spitalul Județean, are ca și responsabilitate achiziționarea de aparatură medicală pentru dotarea clinicii, iar partenerii din Ungaria, reconstrucția și echiparea două departamente a Spitalului Universitar din Szeged. Programul de cooperare transfrontalieră România-Ungaria are un buget de 190 de milioane de euro, de care beneficiază 4 județe din România și 4 din Ungaria, situate de-a lungul graniței. Noua clinică de obstetrică și ginecologie va fi construită pe terenul Spitalului Județean din Timișoara, în spatele secției de ortopedie și va avea aproximativ 5.000 de metri pătrați. Studiul de fezabilitate este deja în lucru și trebuie depus până în martie 2019, după care trebuie semnat contractul de finanțare final pentru proiectul tehnic și execuția investiției.